Dacă cineva își permite cel mai mic comentariu despre cum arăt, rămâne fără telefonul mobil. V-am avertizat. Scoateți o foaie de hârtie, extemporal. Robert Dobrovicescu, nu e prezent? Nu, lipsește de câteva zile. De ce? Putem sta puțin de vorbă? Ok. Sentimentul patriotic în poezia pașoptistă. Și lucrăm o liniște, s-a înțeles? Vă ascult. Avem o rugăminte la dumneata. Dacă în următoarele zile elevul ăsta apare pe la cursuri, transmite un mesaj din partea noastră. Din partea dumneavoastră... Adică... Nu contează. Zicem că l-a căutat doi cetățeni. Exact. Important e mesajul. Deci reține. Baronul e supărat rău de tot. Vrea plata în 3 zile. Dacă băiatul ăsta n-apare în 3 zile cu banul în dinți și scuze, viața e complexă și are multe aspecte. N-am înțeles nimic. Nu am înțeles nimic. Rândul tău. Domnule, băiatul ăsta a bușit o mașină nou-nouță care nu era a lui. Domnul, cu mașină, e foarte supărat. Foarte supărat, ăsta e mesajul. Dânsul vrea banul pe stricăciun și ne-a rugat pe noi să vorbim cu băiatul și să-l convingem. Dacă băiatul nu înțelege de vorbă bună, poate să se ducă și la Vladivostok, noi tot îl găsim. Și atunci mai rău. Câți bani datorează? Știe el. Important e să se gândească foarte bine că viața e complexă și are multe aspecte. E băiat tânăr și ar fi păcat de el să ajungă, Doamne ferește, fil pe viață. Sau chiar mai rău. Doamne ferește. Totuși, despre ce sumă e vorba? 3.000 de parate. Nu suma contează. Yes. Băi, gata! Primul care respiră, iau un bob între ochi. Băi, ce? Ce e aici? Ne bate în joc de școală? Toată lumea scrie corbunerea. Apropo, pe Matale, cine te-a aranjat așa? Nimeni. Nu, că dacă te-a aranjat unul și ai boală pe el, ce-mi face mie? Poate prind pe vreunul când încearcă să copieze. $3.000. Bucescu, mobilul.